Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Siria a fost invitat în România de către reprezentanții editurii Proema din Baia Mare, editură care a tradus și tipărit cartea Mărgăritare risipite, o istorie a literaturii și științelor siriace. Oaspetele a fost încântat de oamenii de aici și de locurile pe care le-a vizitat. In both Maramureș and Satu Mare, people of faith, people who are very natural, close to the heart, made us feel home at once, and we are truly grateful for that. Vizita Patriarhului Bisericii Ortodoxe din Siria este rezultatul deplasării unei delegații din Maramureș în Liban, ca urmare a unui parteneriat încheiat între Consiliul Județean, Asociația Nord pentru Cooperare și Integrare și editura Proema. Sunt mandatat să salut onoarea pe care ne face la fericirea sa să fie prezent aici astăzi în Maramureș. Îl asigur de o colaborare în perspectivă favorabilă și susținută din partea noastră și nutrim speranța că în viitor domnia sa va fi lângă noi în demersurile internaționale pe care le vom face. Prea fericirea sa, Ignatius Afrem al II-lea Karim, Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Siria, a cerut bunului Dumnezeu să binecuvânteze această țară și pe noi toți cu pace și înțelegere.